Siamo ai facens. Bine. Și noi suntem bine, adică și eu. Știți despre ce anume vom vorbi astăzi? Vom vorbi despre expresiile idiomatice care conțin cuvântul piede, adică picior. De ce este important să cunoaștem aceste expresii? Deoarece, dacă le cunoaștem, ne va fi mai ușor să înțelegem și să comunicăm în limba italiană. Deci, fiți atenți! O expresie des întâlnită este partire col piede sbagliato sau partire col piede giusto. Literal, în limba română ar fi a porni cu piciorul greșit sau a porni cu piciorul drept. Această expresie înseamnă a începe ceva cu o mișcare dreaptă sau greșită. Să vedem un exemplu. Essere gentile con i tuoi nuovi colleghi è un buon modo per partire con il piede giusto. Adică, a fi amabil cu ai tăi noi colegi este o modalitate bună de a porni cu piciorul drept. Încă o expresie des întâlnită este darsi la zappa sui piedi, adică a te lovi cu sapă pe picioare. Deci înseamnă a acționa în așa fel încât să ne procurăm daune nouă înșine. De exemplu, quando l'ho assunto, pensavo che sarebbe stato un buon lavoratore e invece mi sono dato la zappa sui piedi. Deci, când l'am angajat, m-am gândit că ar fi fost un bun muncitor, dar m-am lovit cu sapa pe picioare. Andarci con i piedi di piombo. Și în acest caz, această expresie în limba română nu are niciun sens, deoarece înseamnă a merge cu picioarele de plumb. A face față cu multă grijă și prudență la o situație. De pildă. Questo è un problema molto delicato. Meglio andarci con i piedi di piombo. Aceasta este o problemă foarte delicată. Mai bine mergem cu picioarele de plumb. Scuza. Știți cum ar fi în română togliersi dai piedi? A se scoate din picioare. Această expresie înseamnă a pleca, pur și simplu. De pildă, quel ragazzo stava dando fastidio a tutti. Per fortuna, a un certo punto si è tolto dai piedi. Acel băiat deranja pe toți. Noroc, la un moment dat, s-a scos din picioare, adică a plecat. Domnul ventilator. Il nostro re. O altă expresie des folosită în limba italiană este puntare i piedi. Sincer, nu știm literalmente cum se spune în limba română, dar are sensul de a se încăpățâna. Per ottenere le cose dobbiamo insistere, puntare i piedi. Pentru a obține lucrurile trebuie să insistăm, să ne încăpățânăm. Cosa ridi? Uneori, când vrem să zicem că am făcut ceva într-un mod foarte urât, spunem că l-am făcut cu picioarele, adică fatto con i piedi. Hello, leggero galante, quella chioma. Ma che bel fiore! No! Devi impegnarti di più, questo compito è fatto con i piedi. Adică, trebuie să te străduiești mai mult. Tema aceasta è făcută cu picioarele. O altă expresie des întâlnită în limba italiană este su due piedi, adică literal ar fi pe două picioare. Și înseamnă pe neașteptate. De exemplu, ci stavamo divertendo molto e Marco ha deciso su due piedi di andarsene. Ne distram mult, dar Marc ha hotărât pe două picioare de a pleca. Ați auzit vreodată expresia a lua piciorul? Poate în italiană, pentru că se spune prendere piede. Și această expresie înseamnă a se extinde. De exemplu,
In questi ultimi anni ha preso piede la moda di farsi foto con il telefono. In acest ultim an s-a extins moda de a se face poze cu telefonul. Mettere in piedi, adică pune în picioare. Aceasta înseamnă a pregăti sau a construi. De exemplu, mio padre ha messo in piedi questa azienda. Tatăl meu a pus în picioare această firmă. Ultima expresie pentru astăzi este essere sul piede di guerra, adică a fi pe piciorul de război și înseamnă a fi gata de luptă. De exemplu, i lavoratori sono sul piede di guerra e sciopereranno. Muncitori sunt pe piciorul de război și vor face greva. Cum ați observat, toate aceste expresii nu sunt folosite în limba română, dar în limba italiană le veți auzi foarte des. Deci sperăm că această lecție va fi de folos ca să le puteți înțelege mai bine. Mulțumim că ați stat cu noi! Ciao! Ciao, ciao!